USR, Partidul Tinerilor Frumoși și Liberi, iată și Partidul Bogaților. De când sunt tinerii așa bogați, Mihai Belu? Aș avea o problemă neapărat cu bogăția, cât aș avea o problemă cu experiența sau altfel gândit, altfel spus. Nu știu, n-am o problemă neapărat cu faptul că sunt niște oameni care au o avere, cât cu felul în care apare ea. Pentru că cel mai elocvent exemplu din punctul ăsta de vedere este ăsta mic de la Oradea, Botoș, care, dacă nu mă înșel, pe locul 3, cred, la lista de europarlamentare la ei, și care și-a făcut și el un hotel în Spania, din banii de politician. Așa bine se câștigă în politică. Da, ei oricum sunt cunoscuți, că l-au mai avut pe acolo și pe domnul Puzlaru, atunci când făcuseră un mariaj nefericit cu reperul. Și domnul Puzlaru la fel, se lăuda cu niște bani pe care îi câștiga din contracte publice, el fiind foarte activ în zona asta. Adică nu este prima oară când USR-ul greșește lista. Nu este prima oară, iar au avut, așa și domnul Barna, s-ar putea să aibă niște emoții cu averea, mai ales în contextul ăsta în care vedeți noi ce se întâmplă cu Coldea. Pe de altă parte, Vlad Voiculescu este, nu are absolut nimic, este foarte sărac. Îți spun asta pentru că m-am uitat zilele acestea pe declarația lui de avere depusă odată cu candidatura la alegerile europarlamentare. Nu are o casă, nu are o mașină, nu are un venit. Este extrem de sărac Vlad Voiculescu, vreau să te anunț. Păi, dar nici eu n-aș avea, dacă aș avea anchetă făcută de DNA și m-ar căuta DNA-ul pentru un prejudiciu de 1 miliard de euro. Pe cuvântul meu, dacă aș avea ceva, pe numele meu. Dar acum întrebarea e, unde au dispărut toate casele, mașinile, banii? Unde au dispărut? Da, nu am acum o imagine, pentru că în familia lui Vlad Voiculescu, unchiul e la bogat. Adică n-am acum o imagine foarte clară, nu mai țin minte exact ce avea el declarat și ce n-avea declarat, pentru că, vezi, noi de multe ori ne ducem pe zona asta cu domnul, avem în declarația de avere, oricum unui politic și ea reprezintă doar o mică parte din ceea ce se găsește. Iar USR-ul nu face absolut deloc distinție din punctul ăsta de vedere. Adică nu e cu nimic un partid al oamenilor noi, pentru că metehnele sunt aceleași. Și atunci vedem că politicianul, să zicem, nu are nicio mașină în declarația de avere, dar ghișe, are o mașină care merge cu ea pe stradă. Vedem că politicianul zici că doarme în cort, știi, că te uiți la unii în declarația de avere și vezi că nu are casă, nu are masă, bă, dar unde doarme ăsta? Te întrebi, bă, stai puțin, unde să culcă omul noaptea? Da, constați că e o vilă care e pe o firmă, care e a mamei, care e a tatălui. Deci, din punctul ăsta de vedere, USR-ul nu a schimbat cu nimic socoteala. Păi nu promiteau ei, Mihai, nu promiteau ei transparență? A fost o poveste, pentru că vreau să ne aducem aminte că USR-ul e partidul ăla care l-a trimis pe Ghiță în Parlamentul, Ghinea, scuză-mă, în Parlamentul Europei, care a dat-o pe o să ne spună că era și el ziarist, că scria 4 texte la, nu știu, Dilema Veche, 22, ceva de genul. L-a trimis pe Puzlaru și ale lui contracte publice, adică băiatul ăla care a făcut strategia de dezvoltare în Slatina lui Darius Vulcov și în Telorbanul lui Liviu Dragnea, pe bani publici, el s-a dus în Parlamentul Europei, adică nu sunt la primele abateri de genul ăsta cei de la USR. Ei au avut și niște probleme, pentru că, de exemplu, un parlamentar care a performat în actuala legislatură de la Bruxelles, mă refer aici la Vlad Gheorghe, n-a mai prins loc pe lista USR-ului. Și trebuia să-i facă loc lui Dan Barna.
Dan Barna, de când a renunțat la firma prin care încasa banii europeni ca să direcționeze fonduri către membrii USR-ului, așa cum am prezentat în lumea politică, cum ați prezentat și voi la PSN News, cum a vorbit toată țara, el de când a renunțat la firma aia trebuie să aibă un loc de muncă și atunci este pe primul loc. Vlad Voiculescu la fel. E întrebat de procurori cu privire la ce s-a întâmplat cu vaccinurile. E vorba de o anchetă de 1 miliard de euro, anchetă care o să scoată la iveală totuși ce s-a întâmplat în vremea pandemiei. Avea și el nevoie de un loc de muncă pentru că ne-a lămurit la Primăria Capitalei și la Ministerul Sănătății ce a făcut. Adică avem pe Botoș, ăsta e milionarul cu vilă, cu hotel în Spania, care s-a declarat rezident fiscal în Spania, fiind europarlamentar român, ca să poată să-și facă acolo un... Oameni consacrați, de altfel, da, pe listă, că aminteai primii doi, iată, dacă ne amintem așa la discursul, ne aducem aminte de discursul USR-ului de la început, fără penali în funcții publice, jos labele de pe justiție, au acum pe lista de europarlamentare, așa cum aminteai și tu mai devreme, doi oameni cu probleme penale, Dan Barna, Dan Voiculescu. Vlad Voiculescu. La Dan Barna mi se pare că a reușit să rezolve problema dosarului de la DNA, nu mai țin foarte bine minte. Acolo, cum să spun, fiind vorba și de aspecte penale și morale, pentru că el efectiv a inițiat un fond și la momentul respectiv eu am luat patronii firmelor care au primit bani de la gestionarul Dan Barna, și erau toți cu fără penali în funcții publice, cu USR-ul pe pozele de Facebook. Același fond pe care l-a gestionat era evident gestionat în mod greșit, pentru că el decontase bani ca să facă niște cursuri de antreprenoriat. Printre cursanți eu am găsit o fată care nu era deloc nouă în acest domeniu. Ea preluase afacerile unor foști ofițeri CIA în Irak. Adică vă dați seama că e o chestie de râs. Dom'le, eu iau bani de la Uniunea Europeană ca să o învăț să facă afaceri pe o femeie care lucrează la nivel internațional. Evident că ai luat banii degeaba. Din punct de vedere penal, probabil că, nu știu, nu s-au întruit toate elementele constitutive ale infracțiunii, care a fost exact logica. Dar, la fel, soră s-a apărea și ea pe circuitul ăsta cu banii, deci el, chiar dacă și-a zis problemele penale, oricum nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă în situația lui Dan Barna era Dragnea sau Ciolacu sau Bode sau știu eu, oricare altul de la alt partid, pentru că asta e de fapt povestea pe care a vândut-o USR-ul. A spus, domnule, noi suntem altfel, noi suntem cu aia care până acum au furat. Și, într-adevăr, ei sunt altfel pentru că ei au atacat alte zone ale banului public, așa cum a spus și de Pâslaru, cum a spus și de Barna și mai sunt câțiva din ăștia care s-au conectat în general la zona de consultanță. Asta e povestea.